o prezență inedită în Parlamentul României. Dumitru Flucuș, deputat ales din partea PNL și care va reprezenta județul Brașov, a dat dovadă de respect și atașament față de tradițiile noastre strămoșești și s-a prezentat în port național la depunerea jurământului. Jur credință patriei mele România, jur să respect Constituția și legile țării, jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor. Așa să-mi ajute Dumnezeu. În afară de Dumitru Flucuș, Țara Făgărașului mai are 3 parlamentari, respectiv pe Raluca Borta de la Partidul AUR și 2 senatori, pe Irineu Darău de la USR Plus și Marius Toanchină de la PSD.